Da, fraților, o veste șocantă am să vă spun. Nici nu știu cum să încep, nici nu știu cum să spun, dar da, mama lui Darusel a murit. Sunt aici la ea în cameră, a murit, nu se mai află nimic, vedeți că nu e pe aici din jur împrejur prin astea. Dar fiți atenți că nu, n-a murit și asta o să se întâmple astăzi. De fapt, stați puțin, nu o să moară cu adevărat, dar o să-i fac lui Darusel o farsă ca și cum mama lui a murit. Astăzi nu mă mai costumez în mama lui. Știți că mama lui chiar n-a mai venit de foarte mult timp acasă și asta e bine, Darusel nu știe pentru că eu mă costumez practic, Darusel nu știe că ea de fapt nu e acasă. Nu știu de fapt unde e maica sa și bă, chiar așa stau, bă, mi se pun niște semne de întrebare, mă frate, dacă chiar a murit la modul cel mai serios, pentru că maica sa vedeți că n-a mai trecut de foarte mult timp acasă. Nu știu când o să mai treacă și asta, dar da, vedeți, este ceasul 10:38 și aici, după cum puteți vedea, am eu niște chestii, cum ar veni să-i fac mormântul mamei lui, nu o să-l fac pe undeva pe aici, o să am o poveste întreagă în spate ca să pară totul mai credibil. După cum puteți vedea, am aici o carte, hai să ne punem jos și să citim cartea, fiți atenți, pentru fiul doamnei Darusel din partea autorităților din Grand City, deci practic din partea poliției, din partea tuturor din toate astea, am scris tot ceva de genul, vrem să te anunțăm faptul că s-a întâmplat ceva tragic, cum ar veni că s-a întâmplat și o să-și pună Darusel ceva, întrebări din astea, bă ce s-a întâmplat sau nu știu ce și toate, bă ce caută mă ăsta aici, Darusel, bă ce fai mă, bă Darusel, stai puțin, bă te căutam, Darusel, stai bă, nu mai alerga, bă de ce alergi, mai mă Darusel, că te căutam, Darusel, doamne, uitați rău, cât de bă, la, ei, mă cheamă Darusel, ei, fii-mi astăzi nu fii să ai pe flu, că dau să linghe tău, ei, gata mă, Darusel, așa mă, și când vin pe la tine pe acasă, Darusel, tu faci mișto de mine, ce mă, cu melodia mea, așa, nu-ți place melodia pe care am făcut-o pentru tine sau ce? Dar ce mă, e a mea? Cum adică e melodia ta, mă, Darusel? Nu e nicio melodie, de fapt, da, e melodie pentru tine, făcută de mine, Darusel. Și de ce îți bați tu joc, Darusel, așa? Ce, te crezi amuzant? Vii și te uiți așa pe geam la mine, ai știut faptul că am venit la tine aici acasă și tu stai așa și te uiți pe geam, Darusel. Măi, te căutam prin toată casa, Darusel, venisem mai devreme, urcați nici pe aici și tu nu erai, dar tu unde erai, pe bune? Aici! Ok, am înțeles și, da, ok, Darusel. Bă, da, de fapt, am venit aici, Darusel, voiam să vorbesc cu tine, dar deja mi-a sala, Darusel, deja nu te mai supăr, cred că o să plec de aici, hai, lasă-mă în pace. Ok, bă, stai, mami, mami, unde ești, mami, mi-e foame, mami, bă, mami, da. mami, Rafa, ajutor, mami, unde ești, mami, Rafa, ne ajutor, e monstru, goblin, ceva verde, nu știu, extraterestru. Mamă, nu e nimic, Darusel, nu știi că sunt ăia de mai aveai tu pe aici, doamne, ok, Darusel, hai, mă, lasă-mă în pace, că eu plec de la tine, pa, Darusel, pa, terminat toate astea, mamă, să sperăm că nu vine afară și asta pentru că vreau să-i fac o chestie de fiți atenți. Hai să ne punem undeva pe aici. Deci hai să continuăm practic povestea, să citim. Dar nu se așa cum că se întâmplă ceva tragic. În jurul orei 8 și 10, mama ta se afla cu mașina prin față la bowling. Când deodată a intrat cu mașina într-un stâlp. Dar se o să facă ca toate alea când o să audă toată povestea asta. Adică chiar sunt curios cum o să reacționeze când află faptul că mama le-a murit și practic că nu e ceva fake, pentru adică e fake, dar vedem că e un mesaj cum ar veni să pară totul real de la autorități și toate astea. Și vedeți, vină la fața locului ca să vezi ce s-a întâmplat. Din păcate, nu putem să-ți dăm mai multe detalii. Ne pare rău. Vei fi puternic, avem încredere în tine. Asta își vrea mama ta. Acum hai repede să punem acum scrisoarea asta pe care noi am făcut-o, să punem aici cu toate astea. Și după mami, unde ești, mami? Mamă, ce ți-i pus? Stai și fiți atenți că stați puțin ca cu ochii, deci dar Darusel strigă după Mike sau eu acum trebuie să fac cumva să fiu nevăzut, să fug repede cu mașina. Mamă, dar stați puțin că Darusel acolo, să plece de acolo. Ok, a plecat, trebuie să fug repede cu mașina, să mă duc acolo la fața locului unde am zis, trebuie să mergem la bowling și acum trebuie să facem practic tot planul. Am început cât de cât, acum trebuie să trecem la partea practică, în care noi trebuie să facem practic cum ar veni să facem mormântul. Scriem acolo că a murit mama lui Darusel. Bă, dar stați puțin, știți care este faza? Oare ce nume să scrie pe piatra de mormânt? Asta e chestia. Ce nume pot să scriu eu? Ok, mamă, deci deja se pare că noi am făcut accident. Ok, o să-l punem ca și cum a făcut accident fix în ăsta așa. Vedem cum apare ceva de genul așa, că e mașina fix în stâlp, cum am zis. Iar aici, după cum puteți vedea, hai să ne apucăm să plasăm toate treburile astea. Punem aici corzdor din acesta. Eu zic că asta este super interesant. Și acum punem aici un gravestone. Mamă, deci am pus-o cam urât. Dar hai că punem în partea asta, facem ceva de genul. Arată mai ok, așa, chiar arată ok. Punem aici o dastă și aici punem o lanternă. Și cam asta este tot. Și fiți atenți, acum treaba este în felul următor. Aici în spate trebuie să punem un sign. Punem aici ca și cu
în cameră, de fapt, fiți atenți, odihnească-se în pace. Mama, dar cum să scriem aici, că nu știu numele maică-sii lui Darusel? Ce să-i scriu? Cum să scriu? Mama lui Darusel, mama lui Darusel 2012, ceva de genul, cred că o să scriu, că habar n-am, nu știu ce să scriu aici, habar n-am, dar da, odihnească-se în pace, mama lui Darusel 2012. Și da, după cum puteți vedea, ne aflăm în momentul acesta, la mormântul mamei lui Darusel, odihnească-se în pace. Nu-mi vine să cred că facem acest lucru, după cum puteți vedea, aici este stâlpul în care a intrat cu mașina și din păcate aceasta a murit. Am aprins aici lunare și toate astea și ok, cam asta este toată povestea. Acum hai să mergem repede acasă și să-i dăm povestea. De fapt, și să că nu vreau să-i zic Darusel de scrisoare. Nu știu cum facem ca toate astea să vadă scrisoarea. Cred că o să-l scoate pe undeva pe afară pe acolo să vedem dacă își dă seama, dacă vede că e o scrisoare pe acolo, că e ceva de regulă. Și după aceea, hai să vedem cum o să reacționeze Darusel. Chiar sunt curios, vreau să scrieți în comentarii ce părere credeți, adică ce credeți voi despre cum o să reacționeze Darusel. Cum credeți voi, cum o să reacționeze, scrieți acolo în comentarii. Hai că am ajuns în fața casei la Darusel. Hai să ne ducem la ei să vedem cum putem să facem toate treburile. Mami, astea, mami, unde ești, mami? Uite, aici, noi, mami, unde ești, mami? Alo, mami! Alo, nebunule, ce n-ai bat probleme, Darusele? Ce cauți aici, ieși din urmă aici, te crezi, Moș Crăciun, cine te crezi, Darusele? Cum să ieși, mașa? Băi, nebunit de tot, mă, băiatule, ce cauți, ok? Mă, Darusele, tu ai nebunit? Cum să fie maică ta pe acolo? Tu cauți pe maică, dar și tu cauți prin horn? Mă, Darusele, crezi că e atâta nebună cum ești și tu? Mami! Da, n-ai cu cine să te înțelegi, practic. Uitați-o, Darusele a fugit după maică. Că el tot caută pe Darusele. Darusel, unde s-a dus momo ăsta? Ok, fiți atenți că cred că a ieșit afară. Cred că, da, a ieșit afară, a ieșit afară, a ieșit afară. Darusel, bă, ce caz, bă, Darusele, unde te duci, mă, ce caz, mă, prin dar... Darusel, ce caz, mă, prin gunoi, omule, ai nebunit? O carte, mama! Cum a... O, mamă, vă rog, o carte, carte, fie antena, bă, Rafale, cred că este de la tatăl meu, fie antena. Sper să fie tatăl meu, bă, cu mama mea. Bă, ce, mă, omule, bă, Darusele, bă, stai puțin, mă, bă, stai, mă, doamne, iartă-mă cu cartea asta ta, mă, Darusele, tu ai nebunit de tot, cum să cauți pe maică ta, doamne, dar, Darusele, tu nu vezi că nu e mașina, Darusele, tu nu vezi că nu e mașina aici, cum să fie maică ta acasă dacă mașina nu e? A, nu știu, ia, uite o carte, pentru fiul doamnei. Bă, Darusele, nu, stai puțin, fiul doamnei Darusele, adică stai puțin, te cheamă doamna Darusele. A, doamne, lasă-mă pe mine să citesc, Darusele, că tu nu știi să citești, că tu nu te duci pe la școală, Darusele, ca să înveți și trebuie să-l citesc eu, ia, mă, pentru fiul doamnei, Darusel, din partea autorităților din Grand City, mă, ce, Darusele, cum adică din partea autorităților, Darusel, ce-ai făcut? Nu știu, Darusel, ce-ai făcut, spune-mi acum momentul ăsta, de ce autoritățile te caută, de ce te caută poliția sau cine te caută, Darusele, de ce te caută poliția, spune și mie ce faci, l-ai plecat de la mine din curtea asta aici și faci numai nebunel, Darusele, când stai cu maică ta acasă, Darusele, bă, zi-o, tată, omule, bă, ce faci, Darusele? Citește. Ok, Darusele, ia, mă, să văd ce ai făcut, ia, că, adică nici nu trebuie să zic, că vreau să văd aici, că zice poliția clar. Așa, vrem să te anunțăm faptul că s-a întâmplat ceva tragic. Mă, ce ai făcut, Darusele? Tragic? Bă, nimic, bă, Rafael, nu știu, bă, dar cum adică tragic, bă, hai, citește. Nu mai fi așa, Darusele, hai, doamne, ești prea hype, mă, copile, și nu înțeleg absolut nimic, bă, Darusele, bă, ai probleme cu capul, deja m-ai făcut și pe mine să nu mai înțeleg nimic, să-mi pierd. Citește! Bine, gata, în jurul orei 8 și 10, deci asta în jurul... Cât e, mă, ceas acum, Darusele? Nu știu. Ok, Darusele, am înțeles, în jurul, așa, mama ta se află... Uite, mă, că aici e de mic, Darusele, că mama ta se află cu mașina prin față la bowling. Uite-mă, e la bowling, Darusele, așa. Și ce s-a întâmplat tragic? Când o... Stai, mă, bă, nebunule, Darusel! Bă, bine-și copii! Da, bă, e prost, rău, copilul ăsta. Bă, dar nu trebuie să se aducă, Darusel! Bă, stai prost, mă, ăsta se duce în față la bowling și încă n-a citit ăsta, mă, dacă vede alea... Da, e că nu le vede, nu vede. Bă, da... Oh, mamă, bă, e super enervant, deja m-a luat durerea de cap, bă, vedeți, mă, practic, da, eu chiar... Asta, unde te-ai, Darusel, da... Bă, stai că vin! Mă, ce... Darusel, coboară, omule, odată și hai să-l citesc asta, să vedem ce zice de maică ta, Darusel, că s-a întâmplat ceva tragic, tu nu, bă, Darusel... Si, dar citește, bă, Rafael, că nu mi-a putut... Bine, gata, acum citesc, omule, dar fii, mă, mai calm, că mă, Darusel, mă perturbez, nu mai știu nimic, Darusel, doamne, iartă-mă, ia să vedem, când deodată a intrat cu mașina într-un stâlp, mă, ce... Nu! Stai, mă, calm, stai calm, că poate e de-aia de 1 aprilie, bine, nu mai e 1 aprilie, vină la fața locului. Taci, mă, bă, de ce e rău? Dar să-i, se te pare...
E de râs, dar râsele, bă. Bă, dar poți să te comporți normal, omule, tu nu vezi nici aici, că s-a întâmplat ceva tragic cu maică ta, că a intrat cu mașina într-un stâlp. Dar să-l plâng sau râng? Bă, tu nu s-o plângi? Plâng, afane, plâng, nu mai pot. Da, plângi, da, plângi, da, că deja mă enervez. Stai, mă, taci, mă, puțin, taci, taci, omule, taci, dar hai să vedem. Vino la fața locului ca să vezi ce s-a întâmplat. Din păcate, nu putem să-ți dăm mai multe detalii, ne pare rău. Vei fi puternic, avem încredere în tine, asta își dorea mama ta. Mă, ce s-a întâmplat? Da, sunt puternic, sunt puternic. Hai, Rafa, am așa mai repede, hai. Bă, hai, bă, dar să ce s-a întâmplat? Bă, stai puțin. Bă, dar să tu chiar ești așa hype, mă, omule, bă. Nu, dar... bă, Rafa, nu știu, bă, Rafale, bă, dar ce puțin mama mea a murit, sau ce? Bă, dar, ha, mă, dar să bă, dar tu fai mișto de mai ăsta, dar să dacă chiar s-a întâmplat ceva cu maică ta, dar să le și nenii ce plumă. A, nu. Ok, dar să le, bă, bă, hai la bowling să vede. Uite mașina, uite mașina, uite mașina, mai câte. Mașina, mașina. Uite, uite, bă, tatuare. Mami, 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 ce faci, mami? Mami, mami, e într-un fel, e într-un cum zicea. Mami, 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 te paci, mama lui, dar să le vede, știi? Mami, 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 nu, nu, nu. Dar să calmează-te, mă, nu mai plânge, mă, dar să le, că nu zici că nu ești tu, dar să le. Dar, ok, bă, vedeți că fiți atenți, că mi se pare chiar a picat în plasă, dar nu se le crede, că chiar crede, vedeți cum s-a schimbat, nu-l mai recunosc, car, bă, plânge, asta e chestia, hai să mă duc repede după, mamă, stai puțin, că nu e bine, că dacă plânge așa de rău, dar, unde ai dus, unde s-a dus, mami, mami, unde ești? Cum adică odihnească să-mi pace mama lui Darusel 2012? Ce s-a întâmplat? Pe chiar că o muie, bă, Rafaele! Bă, Darusel, dar bă, stai mă puțin, Darusel, stau și eu bine, nu mai sufla așa, stai locurile, Darusel, așa, mă, ce faci acolo, Darusel, bă, Lasă-mă, când n-a pot... Ok, deci uitați-l la Darusel, a plecat practicul așa cu care mai s-a... Fiți atenți, hai că las eu pe Darusel aici, vreau să-l las... Ok, vedem ce facem, ok, unde am lăsat el mașina aia, o să las pe Darusel aici, o să vin ca maică sa, o să las până... Să vedem aici, de fapt vreau să vin seara, ceva de genul, să vedem dacă mai stă prin partea asta și așa... Bă, fii antenă! Deci prietena voastră a murit! Uite acolo mormântei! Darusel, prietena cui, mă, Darusel? Tu nu vezi că nu interesează pe nimeni, că nimeni nu cunoaște, Darusel! Bă, vine-mă înapoi, Darusel! Darusel, ești ok? Eu o să merg acasă, că am niște treabă, mă duc la mine, ești ok? Pleacă. Bine, gata, Darusel, o să plec acum. Ok, fiți atenți, vreau să vin aici, fiți atenți, trebuie să mă duc repede acasă, la maică sa, practic, acolo la el acasă, unde stă maică sa, și o să mă costumez repede, mama lui strictă, o să vedem cum o să fie Darusel acolo la mormânt și vedem ce reacție o să aibă când o să vadă că vine maică sa real și fiți atenți cum o să facem, că practic, o să facem, mă, Darusel, fiți atenți, o să-l iau rău de tot, bă, Darusel, o să-l cer rău de tot, o să fie maică sa ca și cum crede că Darusel i-a făcut chestia asta și că o să-l cer rău de tot, că Darusel e pus pe glume, pe chestii de asta.
astea cu care nu se glumește. O să vedeți ce o să-i fac. Acum ne costumăm. O să vedeți, o să iasă totul. O să iasă grozav. O să vedeți. Adică așa sper. Asta e intuiția mea și am eu așa o presimțire, pentru că o să-i fac eu ceva. O să vedeți. Chiar o să vedeți. Nu vom mai zi prea multe. Hai să ne costumăm și să revenim acolo la mormânt. Ca și cum suntem mama strictă. Deja nu mai pot să mai vorbesc sincer. Eu nu știu ce să cred, dar se oare chiar. Bă, da, de fapt, bă, am văzut că, bă, mi se pare că s-a schimbat chiar radical. Nu l-am mai văzut pe Darius așa, dar în fine, hai că ne ducem acum acasă, nu mai spunem prea multe. Vedem totuși ce se va întâmpla într-un final, dar o să ne ducem la final, că practic i-a făcut mai că sau o farsă sau ceva de genul, sau nu știu dacă o să zic asta, o să lăsăm tot așa ca și cum că a făcut Darius farsa și o să fie mult mai șmecher așa, o să fie chiar mult mai șmecher, o să vedeți că o să se întâmple mult mai multe chestii dacă lăsăm să noi zicem, dar vedem ce se va întâmpla. Bun, gata, s-a făcut și seară, vedem, ne-am schimbat, ne-am pus și vocea de mama strictă și acum hai să vedem, ne-am despa aici prin spate pentru că vreau să le ia prin surprindere. Uitați-vă, ok, dar eu silac. S-a uitat? Și-a dat seama? Bă, și-a dat seama sau nu și-a dat seama? S-a uitat în coace. Și-a zis, s-a uitat în coace, dar nu știu că a văzut. Fiți atenți, ies mă duc în partea asta. Mă, dar ce-a făcut mă ăsta? Bă, ăsta s-a îmbrăcat și-a luat haine negre de doliu, mă. What? Ia, mă, ce faci mă ăsta? Ia, fiți atenți cum să-l ia prin surprindere acum. Și antena mare pentru asta. Ia ultimul meu bătrân care mai am. Darusel, ce cauți aici? Cine a murit, Darusel? De ce ai zis ia burgeri mami și ai aruncat aici? Mă, stai! Cine a murit aici? Mami, tu ne-ai murit, mami, tu ne-ai murit! Cum adică să mor, bă, ce mă? Odihnească-se în pace, mama lui Darusel 2012. Darusel, de ce faci chestii de genul? Darusel, ok, le duceai în curte, Darusel, Darusel, mă enervez, stai pe loc, că deja mă enervez. Chestiile astea le făceai la tine în curte, Darusel, stai pe loc, am zis, fii, ești un nesimțit. Chestiile astea, ok, dacă le făceai în curte, dar nici în curte nu se glumește cu așa ceva. Cum să zici că a murit, Darusel, ești nesimțit? Darusel, chestiile astea nu se fac, ești nesimțit, Darusel, chiar ești nesimțit. Mami, că fie antenă, mami, deci eram afară și te căutam și după am văzut o carte care zicea că tu ai murit, ai făcut accident acolo, uite și mașina era pe acolo și nu știu, mami, a fost cu Rafael și eu am văzut că era moartă și na, e nu știu. Darusel, tu cu Rafael îmi faci farsă din astea, Darusele? Bă, dar nu, măcar să-i puțin. Nu, Rafael, mami! Nu, mami, Darusel, stai puțin, măcar dacă le făceai în curte, aici mă pun să vadă toată lumea, după ce zice lumea, Darusel, când vede așa ceva, scoate astea de aici, Darusel, când, Darusel, scoate astea, cum adică odinească se împace mama lui Darusel, mă, Darusel, ești unul simțit, Darusel, pentru asta un curi, vorbesc serios, cum să faci așa ceva, Darusel, nu mă așteptau la tine, de la tine la așa ceva, Darusel, chiar. Darusel, ești un simțit, Darusel. Mami, dar nu e mai confianță. Nu, Darusel, lasă-mă, că ești un simțit. Darusel, stai puțin. Ok, vedem că a plecat Darusel. Da, mă, da, frate, uite, băi. Băi, nu pot să cred, băi, e cam fraier în așa de fel, dar... Băi, eu nu i-am zis, practic, i-am făcut farsă și asta, el tot zice că Rafael, ok, stai puțin. Darusel, mamă, Darusel, Darusel, spune. Dai mine, Darusel, ești nesimțit. De ce? Spune-mi care a fost motivul. Pentru ce ai făcut asta, Darusel? Mami, mami, e final de Rafael, că fii antre. Cred că Rafael nu a făcut farza. Fii antre, mami, hai pe Rafael. Stai, vorbește ca lumea, omule. Bă, Darusel, vino aici să te înțeleg. Ce a făcut Rafael, că nu te înțeleg. Ce a făcut Rafael, Darusele? Farfa! Cum adică a făcut Rafael, Darusel? Bă, Darusel, Darusel, mami, Rafael, uite, mi-a făcut prin casă că mama mea e moartă, că ea e moartă și am zis, o să facă și el, a făcut mișto de mine. Așa că fie antele, mami, eu am plecat și mă duc, stai. Da, mă, Darusel, ești unde sunt simțit, știi ceva? Bă, dar ce, ai mașina mea, Darusel, ce caută mașina mea aici? Păi nu știu, mai că fie antenă, de ce era un stâlp și eu am văzut că mașina era un stâlp și că te-a lipit la stâlp. Ce? Mă, Darusel, băi, e de frunții pe bune, chiar așa, îți bajoc de mama ta, Darusel, ok, îți bajoc, bine, Darusel. Băi, nu, mai fie antenă, dacă tu nu mă crezi, bine, dar fie antenă, mami, tu chiar acum o să mori. Bă, Darusel, stai puțin, Darusel, ești de simții, cum faci tot, Darusel, ești tu, dar, nu, Darusel, stai pe loc, stai puțin, Darusel, dar
Darusel, 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 nu, nu, dar chiar ești nesimțit pe bune, Darusel, nu mă așteptam din partea ta să-mi faci așa ceva, Darusel, dacă îi spune eu asta tatălui tău, care oricum nu mai vorbește cu mine, Darusel, dar în fie, dacă îi spune ce, ai fa- ce faci tu, Darusel, crezi că ar fi, dar termin... La 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 la, eu sunt șmecher, da, și mama mea e moartă, da, că s-a pus cu Darusel, că nu, nu fă nicio farsă, asta e că acum a murit.